Giurgiuvenii au ocazia să viziteze orașul turc Istanbul prin biroul de pelerinaj al Episcopiei Giurgiului, care organizează un pelerinaj la hramul Bisericii Acoperământul Maicii Domnului. Călătoria începe din data de 29 septembrie cu plecare de la ora 20 din fața catedralei. Pe timpul nopții se traversează Bulgaria, iar în zilele de 30 septembrie și 1 octombrie sunt programate vizite la biserici și alte obiective turistice din oraș. Are ca obiectiv principal închinarea și participarea la Sfânta Liturghie în Biserica Vlahernea, acolo unde Maica Domnului s-a arătat în timpul împăratului Leon cel Înțelept. Bineînțeles, pelerinii se vor putea închina și în celelalte biserici ortodoxe din Istanbul, respectiv Biserica Patriarhiei Ecumenice, unde se află moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur, mai ales că anul acesta ne aflăm în anul Sfântului Ioan Gură de Aur declarat de Patriarhia Română. Pelerinii se vor mai închina la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii, Patriarhia Ecumenică și Biserica Românească Sfânta Paraschevii. De asemenea, va fi vizitată cea mai spectaculoasă atracție a orașului, Biserica Sfânta Sofia. În prezent, Muzeul Aia Sofia, Basilica Cisterne, Palatul Topkapı cu cele patru curți interioare, fostă reședința sultanilor, actualul Muzeu Național al Turciei și exteriorul Bisericii Sfânta Irina, edificiu care a găzduit Sinodul al Doilea Ecumenic. Tariful este de 380 de lei de persoană pentru un grup de minim 45 de persoane și include transport cu autocarul, cazare și mic dejun. Pentru mai multe detalii, persoanele interesate se vor adresa la biroul de pelerinaje sau părintelui Ciprian Chivu, telefon 0765 444 180.